Bună seara, bine v-am regăsit cu previziunile și predispozițiile lunii mai, așa cum v-am promis. Avem o emisiune mai specială, ca întotdeauna o dată pe lună, legată de tot ceea ce putem spune despre fiecare zodie în parte și, bineînțeles, predispoziții generale din mai toate punctele de vedere, atât social cât și politic, sigur, cumva la modul general puse, pentru că fiecare om interacționează în felul lui, în funcție de chartul lui propriu cu aceste energii. Este o lună foarte benefică pentru foarte multe zodii. De fapt, jumătate dintre zodii sunt beneficiate datorită acestor hoturi care se creează, despre care ați mai auzit. Niște combinații de stele care dau niște combinații de energii benefice într-un final, pentru că nu toate hoturile sunt create din energii benefice. Majoritatea sunt din energii nebenefice și vorbim doar de 4 hoturi posibile, de fapt. Avem și o sumă 10, adică o stea 7 cu o stea 3, care, bineînțeles, sunt sumate, dau 10 și acestea sunt pe zodia Cocoș, vom ajunge imediat la detalii, care transformă totul, deci toată luna mai, într-o lună de bun augur, dacă știu cum să gestioneze anumite aspecte nativii Cocoș, astfel încât să nu ajungă la acele certuri și să nu ajungă la acele discuții sau bârfe, deci trebuie să nu asculte de anumiți oameni care, mă rog, pot să bârfească sau pot să-i ia puțin la rost. În altă ordine de idei, aș vrea să vă prezint și să încep cu acest aspect, parte din Feng Shui spiritual. Știți că există niște zile importante pentru toți, pe care de fapt le putem folosi într-un mod, deci la maximum, pentru a ne ajuta pe noi și pe cei dragi. Și mă refer la capitolul sănătate, în primul rând, și la protecție. Avem ziua de 3 mai, când încă din punct de vedere solar nu se intră în zodia șarpelui, suntem încă pe lună de dragon, ziua lui Medicine Buddha. Această zi se repetă pe 14 mai, deci iată că la diferență de 11 zile vom avea din nou această zi a lui Medicine Buddha, când putem să facem ofrande, putem să ne rugăm, de fapt, pentru cei apropiați care suferă, fie din punct de vedere emoțional, fie din punct de vedere fizic, chiar și pentru noi înșine. Și nu numai atât, putem să dăruim anumite obiecte cu gândul la însănătoșirea acestor oameni pentru care ne-am dori sănătate mai multă. Da? Deci nu trebuie să fie neapărat din familie, pot să fie prieteni, deci amici, colegi, etc. Avem în 5 mai ziua lui Rinpoche, Guru Rinpoche, care înseamnă ceva suprem, adică știți că Rinpoche este un grad, să spunem, o poziție dată celor care au trăit în mănăstire sau într-o anume singurătate, da, și-au ales această cale, dar au și studiat tot ce înseamnă spiritualitate și sunt formați în Tibet, în India, sunt cei considerați sub Dalai Lama, dar nu ne referim aici la poziții și la ranguri, ci faptul că ei au studiat și au fost în prezența lui Dalai Lama și orice zi din aceasta poate fi folosită pentru anumite ritualuri în Feng Shui spiritual sau pentru curățarea energetică a casei. Dar dacă porniți în această zi, de exemplu, de 5 mai, cu curățarea casei, eu v-aș sfătui să o faceți 9 zile la rând sau măcar 3 zile, dacă nu aveți timp sau credeți că uitați sau plecați, etc. Apoi mai este ziua de 10 mai, care este o zi destul de importantă pentru că are două celebrări, și anume Amitabha, deci ziua lui Amitabha, și Kala Chakra, deci este ziua Kala Chakrei, da? Este închinată acestui mare simbol. Și mai este ziua, pe 17 mai, ziua
lui Avalokiteshvara, care este zeița compasiunii, zeița iertării. Deci este o zi foarte bună pentru a ierta pe cineva care ne-a făcut rău sau care considerăm noi că ne-a gândit de rău sau am simțit noi la un moment dat că cu gândul sau cu fapta ne-ar fi greșit. Apoi vreau să vă spun că este ziua lui Buddha pe 25 mai, așa cheamă unii Buddha, și tara albă, atenție pentru doamnele sau domnișoarele care își doresc un copil. Este o zi extraordinară, 28 mai, pentru conceperea unui copil cu mare ajutor pe care tara albă ni-l dă. Eu v-aș sfătui să vă faceți un mic altar, dacă puteți, cu portretul sau mai degrabă o statuetă a tarei albe. Undeva, nu contează în ce parte a casei, atenție, deci unde simțiți voi că este un locșor bun și mai ferit, cu 7 castronașe sau boluri cu apă sau cu orez sau cu grâu se mai poate face, ar trebui rostită mantra, deci așa ar fi idealul, mantra tarei albe în fiecare dimineață sau când vă treziți dumneavoastră, unii se trezesc la ora 1, mă rog, nu contează, după ce v-ați trezit. Ar fi trebuit spusă de 108 ori pentru cine își dorește cu adevărat, poate să o facă, măcar 3 zile la rând. Deci idealul este să se facă 7 sau 9 zile, dar și 3 zile contează mai mult decât deloc. Aceste castronașe sau boluri cu apă sau orez sau grâu sau ce puteți să puneți, care este ceva de mâncat sau de băut, de consumat de către noi oamenii, da? Ar trebui schimbat în fiecare zi. Atenție, dacă alegeți orez sau grâu sau crișcă sau ce doriți dumneavoastră ca semințe, trebuie gătit cu acelea. Deci trebuie păstrate undeva într-o punguță și să le gătiți, să vă faceți o mâncare cu acelea. Dacă e vorba de apă, poate să fie apă din filtrată și să o beți după aceea. Deci o puneți în castronașe curate, desigur, și după aceea puteți să o păstrați, să o beți. Da? Deci este ca un altar în care noi nu aruncăm nimic la gunoi, ci dăm respectul cuvenit pentru că acea apă sau acele alimente au fost închinate acestei energii a tarei albe care pe noi ne ajută și atunci automat noi intrăm în comuniune cu această energie. Este practic una dintre tarele care ne ajută la eliminarea obstacolelor într-un anumit aspect. În cazul nostru, tara albă este întotdeauna cea care ne ajută cel mai mult pentru conceperea unui copil și pentru a avea fertilitate. Încă o dată, acea zi este 28 mai. Vă reamintesc că există amulete pentru a le avea asupra dumneavoastră și acele ajută. Există brățara cu elefanții albi pe care v-am prezentat-o în majoritatea emisiunilor. Există elefanții albi care mediu în dormitor. Sunt doi întotdeauna, deci pereche, și se așează în dormitor, fie în sectorul de sud-vest al dormitorului, fie la intrarea în dormitor de o parte și de cealaltă a ușii de la intrare cu fața spre interiorul dormitorului, dar puși pe un suport. Deci atenție mare, nu îi puneți direct pe podea. Și dacă totuși nu aveți acel suport, la început, până faceți rost de suport sau de măsuțe și așa mai departe, îi așezați în dormitor oricum, dar cu fața spre cameră, nu spre geam sau spre ușă. Bun. Deci asta este cu, să spunem, partea mai spirituală a lunii mai. Am vrut să vă prezint. Și puteți să folosiți, să știți, toate aceste zile pentru anumite ritualuri, pentru rostirea unor mantre, au o putere mai mare în acele zile. Depinde ce anume ne interesează. Deci dacă e vorba de Medicine Day Buddha, adică de ziua lui Medicine Buddha, adică lui Buddha Tămăduitorul, avem de fapt zilele de 3, 14 și 15, da? Deci sunt practic 3 zile în mai pe care le putem folosi foarte, foarte mult și atenție, dacă ați ales și aveți această statuetă frumoasă de tot a lui Medicine Buddha, cea din Liuli sau cea din Natal, vreau să vă rog să folosiți cumva acest lucru, să vă folosiți de ea și să vă amintiți, măcar să lăsați pe laptop sau pe computer, de pe YouTube puteți să încărcați acea incantație a călugărilor tibetani cu mantra
lui Buddha Tămăduitorul și s-o lăsat să cânte în casă, pentru că ei încantează de 108 ori această mantră și deci nu mai trebuie să o faceți dumneavoastră, deși n-ar strica măcar o dată. Bun, haideți să vorbim puțin despre luna mai, din punct de vedere Feng Shui și al caselor, da? Avem, în primul rând, sectorul de sud. Am mai vorbit noi și în alte emisiuni, este foarte afectat, foarte afectat, pentru că există o multiplicare a stelei dezastrelor. Deci steaua lunară, din păcate, vine și multiplică această energie proastă a anului care vine în sectorul de sud. Sectorul de sud este sectorul faimei și al recunoașterii meritelor noastre. Atenție că cei care sunt în poziții de conducere și sunt nativi cal pot să aibă de suferit cu faima lor, cu numele lor, cu renumele lor anul acesta în general, dar mai ales în luna mai. Deci, deși luna mai, ca și zodie, zodia șarpelui, este foarte bună, șarpele îl ajută pe cal. Este bună pentru nativul cal. Sigur, șarpele este un foc in la bază. Atenție, este extrem de proastă luna, din păcate, nici măcar nu se ar fi creat un hotu acolo să ne ajute sau un alt aspect. Pur și simplu este slăbit sectorul, în rău de fapt. Nu este măcar ceva care să ne pondereze sau să ne mai aducă un echilibru, ci este slăbit în rău și se pot produce anumite fie cataclisme în sudul lumii, fie anumite dezastre naturale, fie anumite probleme, mai ales de incendii pot să apară, dar chiar și cu tremure, pentru că este vorba de steaua 5, care o stea de pământ și acum nu vine decât o stea de foc, care nu face decât să multiplice această energie de pământ și această energie a distrugerilor. Astfel încât este bine ca toți cei care locuiesc în sudul unei țări sau în sudul unui continent să aibă anumite protecții în casă din punct de vedere spiritual, fiecare cu ce-și alege. O să mai auzim, din păcate, de anumite probleme sau, Doamne ferește, de avioane care pleacă din sudul unui continent și pot să nu mai ajungă la destinație, să sperăm că nu o să se întâmple așa ceva, chiar nu. Vă dați seama, nu, noi doar vrem să să avertizăm cumva și să devenim noi mai precauți, toți cei care știm aceste lucruri. Ne-am dorit și cei care nu ne ascultă să le știe cumva. O să mai auzim cumva în sudul vreunui continent sau în sudul lumii, dacă există vulcani activi, este posibil să auzim de vreo erupere din aceasta mai zdravănă, da? Care să influențeze și să poată să producă mutarea oamenilor din casele lor și așa mai departe și mai pot să mai fie și alunecări de teren chiar. Deci tot ce ține de pământ și de foc, într-un cuvânt. Ei bine, eu am început cu sectorul de sud, sigur nu o să începem cu zodia cal. Mai este o problemă acum, centrul. Centrul unui continent, centrul lumii, centrul unei țări. Acolo putem să auzim de anumite aspecte neplăcute. Aici pot să fie în plan social, în plan politic, cumva. Adică planul politic să influențeze planul social, cum se întâmplă în general. Pot să fie anumite dezastre, tot așa, pentru că vine o stea lunară 5 a dezastrelor. Peste această stea anuală 1, care este de foarte bun augur, dar necreându-se niciun hotu și niciun aspect favorabil, această stea lunară 5 vine și influențează negativ acest sector. Desigur, nu este același aspect ca în sectorul de sud, dar este destul de prost și trebuie avut în vedere. Și vă recomandăm în centrul casei, tuturor, mutarea pagodei celor 5 elemente pentru o lună, pentru luna mai. Da? Fie pagoda celor 5 elemente, fie vă arăt acum pagoda cu sutra inimii, este varianta mai mică, există și varianta mai mare pe care v-am prezentat-o într-o emisiune anterioară. Acestea au cristale în vârful lor și sunt inscripționate cu sutra inimii, astfel încât nu este necesară umplerea lor cu pământ. Umplerea cu pământ se face în cazul pagodei celor 5 elemente. Vreau să spun că au absolut același efect și pagoda cu sutra inimii și pagoda celor 5 elemente au absolut același efect împotriva stelei 5, la fel de puternice sunt.
Doar că există variante mai mici, mai mari, în fine, fiecare cum poate să le... Dacă casa e mai mare sau dacă este mai mică, în funcție de asta ne adaptăm. Nimeni nu vă împiedică să aveți două, de fapt noi așa avem și este cel mai bun lucru, de fapt, una pentru amprentă, cei care au studiat cursul de avansat știu despre ce vorbim, iar cealaltă, a doua, se va muta anual în funcție de steaua 5, da? Deci, în cazul nostru, în sectorul de sud, anul acesta, tot anul, până în februarie 2018, se va ține pagoda, fie cu sutra inimii, fie a celor 5 elemente, în sudul casei, da? Iar pentru cei care știu că centrul casei este atât de important și petrec mult timp acolo, au canapea, televizor, invită musafirii sau rude sau sunt mai mulți într-o casă și acolo se reunesc cumva să mănânce, în luna mai vă sfătuim să mutați pagoda, care este pentru steaua anuală 5, adică din sud, în centru, dar idealul este să aveți două, repet, una să fie în sud și cealaltă mutați-o în centrul casei din cauza acestei stele lunare. Da? Chiar puteți să o mutați cea de pe amprentă la o adică pentru o astfel de lună, că e mai greu să avem chiar trei pagode. În cazul unei luni ca aceasta, da, așa ar fi idealul, să avem trei pagode. Una pentru amprentă, pentru cei dintre voi care v-ați calculat amprenta, una pentru steaua anuală în sud, pentru că, iată, vine și o stea de multiplicare, deci n-ar fi chiar bine să o mutăm pe cea din sud și să o mutăm în centru, da? Deci cea din sud trebuie să rămână acolo și să mai avem una în centru casei pentru luna aceasta, care sigur că o să o mai mutăm și în alte luni când va fi cazul. Ei bine, pot să apară pentru cei care petrec în centrul casei probleme de stomac, așa din senin, deci puteți să aveți o indigestie sau... să se creeze un aspect neplăcut legat de sistemul digestiv, deci stomac, intestin subțire, intestin gros, dar atenție și cu pancreasul, da? Pentru cei care vă știți cu diabet sau cu probleme, sau mai sensibil cu acest organ, cu glandele, atenție foarte mare, deci apropo și de pancreas și de... atenție de suprarenale și cu tiroida, deci pentru cei care vă știți cu anumite probleme sau sunteți o zodie de pământ la bază și mai aveți pământ în chartul dumneavoastră într-o astfel de lună, dacă petreceți mai ales mult timp în centrul casei sau aveți dormitorul acolo cumva. Și nu uitați de remediile pentru sănătate, este vorba despre ulu din metal, le găsiți și la noi pe site-ul nostru principal, romaniafengshui.ro. De asemenea, Medicine Budan, Budan Medicinei, vi l-am arătat în nenumărate ocazii. Există acesta foarte frumos din Liuli, e un albastru transparent, foarte frumos și trebuie avut grijă, sigur că da. Dacă aveți animale în casă, pisicuțe, câini, etc., e bine să nu treacă pe lângă acesta pentru că îl pot dărâma și nu este bine. De asemenea, nu uitați, există remediile acestea pentru protecție în general, de exemplu, plăcile de protecție. Plăcile de protecție a casei e bine să le avem toți, fie deasupra ușii de la intrare, fie în holul de la intrare pentru cei care nu au loc deasupra ușii. Se pot pune în stânga sau în dreapta ușii de la intrare, important e să fie în interiorul casei, da? Și să ne, automat ne protejează întreaga familie și întreaga casă, asta fără niciun dubiu. Pe de altă parte, am vrut doar să încep cu atenționările. Atenție că în sectorul de sud-vest, care este sectorul stăpânei, adică al femeii casei, da? Al mamei, poposesc două stele total nocive, deci steaua anuală este 7-a furtului, a deposedărilor materiale, a accidentelor, lipsei de comunicare sau a agresivității chiar, de la verbale poate să ajungă la agresivitate fizică, este o stea însângerată, se numește, și o stea de metal la bază, da? Și acum luna aceasta, în luna de mistreț, de luna de șarpe, mă scuzați, vine o stea 2 a bolilor. Sigur că se creează acolo o energie bună într-un final, într-un hotu, se numește, însă, totuși, mai ales femeile, trebuie să aibă grijă dacă sud-vestul este ocupat de un dormitor,
le trebuie neapărat un remediu pentru sănătate acolo, în aceasta neapărat. Pentru că este totuși o stea 2 atât de nocivă, care vine peste o altă stea foarte nocivă și, repet, cu toate că se creează un hotun, nu este suficient să mizăm numai pe acest aspect. Oile pot să piardă bani, pot să se îmbolnăvească, deci să-și piardă sănătatea sau relațiile. Mai mult se pot certa și să-și piardă o relație în felul acesta. Poate fi relație de cuplu, da? Deci mai ales dacă aveți dormitorul în sud-vestul casei sau este o zonă extrem, extrem de folosită de dumneavoastră stăpâna casei, mă refer. Și nu e de bun augur. Mai este ceva, dacă aveți bucătăria în sud-vest, oricum nu este un lucru bun, deloc bun în Feng Shui. Bucătăria nu ar trebui să fie pe sectorul mamei și al stăpânei. Cu atât mai mult s-ar intensifica această problemă, pentru că bucătăria este cameră de foc și focul produce pământ, da? În ciclul elementelor, așa că mare, mare grijă, vă trebuie remediu. Din păcate, în bucătărie nu aveți cum să puneți remediu, știți foarte bine, dar puteți folosi sud-vestul livingului pentru a pune un remediu de sănătate, și anume un ulu sau un medicine Buddha, un Buddha medicine. Bun. Ce ar mai trebui să știm este că, de asemenea, cocoșul în sectorul de vest al casei, da? Deci sectorul de vest este ușor afectat luna aceasta, cu toate că se creează suma 10. Este o stea foarte puternică lunară de deposedări materiale și de această agresivitate fizică. Pot să se producă mici accidentări, mai ales dacă aveți bucătăria în vest. Atenție mare la unde să urmăriți cuptorul, să urmăriți aragazul, să nu plecați de acasă și să le lăsați pornite. Atenție chiar și cu orice fel de alt element, da? Dacă apar mici probleme acolo, eu știu, scurt circuite, mașina de spălat se strică sau curge apă, deci imediat opriți totul și chemați pe cineva să repare. Și atenție la tăieturi, opăriri, mici accidentări, deci, în sectorul de vest al casei. Apoi, în sectorul de est, mai sunt atenționări mai mici, adevărat, legate de certuri. Dacă aveți dining-ul, adică unde serviți masa, cumva în estul casei, v-ar trebui cele trei mere roșii, deci am aici unul, care să vă arăt, nu pot să țin trei în cele două mâini, dar aveți aici o variantă de măr roșu cu codița și cu frunzulița, da, ca să arate că este mărul proaspăt. Se pun trei mere roșii în sectorul de est al casei, mai ales dacă acolo aveți masă și serviți masa în sectorul de est, vă puteți lua la harță, la masă, din pe nepusă masă, da? Cum se spune? Deci din temirce, și ar fi foarte bine să vă protejați cumva. Puteți să puneți trei mere reale roșii, dar să fie roșii, atenție, fără nici o altă pată de altă culoare, și trebuie să aibă codiță și frunzuliță, așa ar trebui. Ca să arate că sunt proaspete, sau măcar codița să o aveți, puse într-un bol frumos și așezate acolo. Sau măcar placa celor trei celești ar fi un remediu extraordinar de bun. Ăla ar trebui să-l avem toți în casă, pentru că ar trebui folosită pentru amprenta casei și, dacă nu, măcar pentru steaua anuală 3, da? Și mai este, bineînțeles, de avut în vedere faptul că mai sunt cei trei celești, pur și simplu statuete, pentru cei care nu vor placa. Și invers, puteți lua placa și să o puneți acolo în sectorul de est, în locul statuetelor cu cei trei celești pe care vi le-am prezentat în emisiunea anterioară. Avem o situație foarte bună și de remediere a vieții în general, adică în aspectul bun al ei, să privească mai cu încredere și să fie ajutați și să aibă o lună chiar bună. Nativii câine își mai revin și în plan financiar, și cu sănătatea, și cu multe alte probleme, chiar în carieră, dacă au avut. De asemenea, deși este lună de șarpe, nativii mistreți nu au o lună proastă deloc, din fericire pentru ei.
Sigur că cei mai avantajați sunt nativii mistreți bărbați, pentru că vin o stea de prosperitate în viitor și de noroc divin pe sectorul de nord-vest, care este sectorul stăpânului casei, al bărbatului, al tatălui casei. Și vreau să vă spun că și mentori pot să vă apară în viețile câinilor și ale mistreților. Pot să apară, adică oameni de ajutor, oameni care să vă propună anumite conlucrări, afaceri, proiecte de viitor, lucruri foarte, foarte bune, sau să apară cineva care să vă ajute într-un moment cheie. Poate că l-ați fi așteptat și ați fi avut nevoie și altă dată, dar acum apare. Și așa că să aveți încredere și să deschideți ochii și să fiți atenți la aceste șanse, aceste oportunități. Și cei mai bine aspectați sunt, vreau să vă spun, nativii șobolan, care în afară de mici avertismente, pe care o să vi le spun imediat, au o lună genială, au o lună de succes profesional, o lună bună pentru călătorii, o lună extraordinară pentru a putea să se mute cu jobul dacă vor, sau să reușească într-o afacere, sau să își facă niște relații noi pe plan profesional în primul rând, care le vor aduce mari satisfacții în viitor. Și pe locul 2 sunt nativii bivol și nativii tigru, care o duc exemplar din punct de vedere financiar, mai ales. Cei care lucrează în vânzări, în comerț, într-adevăr o lună extraordinară. Nativii bivol chiar mai bine o duc decât nativii tigru, pentru că este și lună de șarpe, deci este aliatul lor la putere. Le aduce foarte multă energie. Și de asemenea, când spun despre acești nativi, eu spun de fapt, acum vreau să vă spun despre sectoarele ocupate de aceste zodii, adică sectorul de nord al casei trebuie potențat cumva cu o fântână. Atenție! Vine o stea lunară de apă, o stea a victoriei, deci aceea care o avem în centrul casei anual, vine acum lunar pe sectorul de nord. Astfel încât noi trebuie să nu uităm de elefantul alb cu soldatul învingător, și există și amuletă, vreau să vă spun. Să nu uităm de standardul victoriei, să nu uităm, acestea sunt remediile clasice pentru steaua 1 a victoriei. Și până la urmă, chiar dacă nu le așezăm, putem să avem o sursă de apă, o fântânică. Dar atenție, apă yang, deci fântână, nu puneți doar un castron cu apă, deci asta nu ne ajută deloc, că aceea este o apă stagnantă, dar este o apă yin. Deci fântânică, cei care aveți acvariu în casă, ar fi extraordinar dacă ați putea să-l mutați luna aceasta în nord. Îi puneți mai multă lumină, că în nord de obicei, chiar dacă aveți ferestre, nu prea vine lumină, dar vă spun că este extraordinar să aveți acolo o sursă de apă și, sigur, luna aceasta vorbim. Luna aceasta va dura în mare, deci ca lună solară, până pe 4 iunie inclusiv, da? Și influențele lunii de cal vor începe să se simtă după 26 mai. Până atunci însă mai este și noi ne pregătim acum să intrăm în forță în luna asta de șarpe. Iar sectorul de nord-est este un sector extrem de bine aspectat, nord-estul casei, desigur, bine, bine, bine aspectat la capitolul dragoste și bani. Dacă acolo aveți dormitor, potențați-vă dragostea. Dacă acolo aveți living sau birou sau hall sau intrare, puneți neapărat un remediu pentru prosperitate acolo, pentru că vine o stea lunară 8 extraordinară de succes financiar, da? Pentru a stimula mai mulți bani în viața dumneavoastră, ca să vină spre voi, spre familia voastră, deci să vă ajutați întreaga casă, că asta doriți. Vreți să puneți în nord-est un sector, un remediu de prosperitate, acesta este fie statueta 8, fie de asemenea o fântână, deci dacă nu puteți să o așezați în nord, așezați-o în nord-est. Și ce vă mai ajută este, oricum, chiar dacă sunteți foarte satisfăcuți în viața de cuplu, așezați-vă un simbol de dragoste acolo sau mutați-l în nord-est pentru luna mai, tocmai pentru a vă da putere, carismă și succes în general, în familie, în familia dumneavoastră. Și mai este nediscutat, este sectorul de sud-est, care este un sector foarte bine reprezentat. Iată un hotu alcătuit din stele de bun augur, amândouă foarte bune, steaua 9 la bază, steaua anuală și steaua 4 lunară.
Steaua 4, această lunară, ne aduce dragoste de la sine. Ne aduce, apropo de carismă, că vorbeam pentru bivol, este puțin inversată situația, numai că aici nu vine atâta succes în planul financiar în sud-est, deși sud-estul este sectorul de prosperitate al casei, dar vine foarte multă dragoste și foarte mult succes în modul în care noi relaționăm cu oamenii din jurul nostru, colegii de la muncă. De asemenea, poate fi stimulată, bineînțeles, și creându-se un hotui, este chiar cu atât mai bine să-l stimulăm, să-l activăm. Și mai este, această stea reprezintă succesul în, la învățătură, mai precis succesul academic, deci sunt avantajați mai mult decât elevii și studenții, sunt avantajați, să zicem, profesorii sau cei care scriu, cei care lucrează cumva într-un domeniu mai creativ vor avea un mare succes și sunt mult mai bine văzuți și mai căutați. Deci pot să semneze contracte, pot să aibă succes în general și faptul că este o stea nouă de foc acolo la bază nu face decât să le dea putere foarte multă. Cam asta ar fi cu casa și cu atenția, aceste sectoare se aplică și pentru orice alt spațiu, de exemplu locul dumneavoastră de muncă, da? Un birou pe care puteți să-l împărțiți în sectoare conform punctelor cardinale arătate de busolă. Să știți că există și aceste busole mici, acelea cu bufnița pe care vi le arătam în alte emisiuni. La sfârșitul acestei emisiuni o să le trecem în revistă, adică o să vi le mai arăt odată, să le puteți avea în prim plan. Și acum o să trec la predispozițiile pentru fiecare zodie în parte. Tocmai ca să aveți dumneavoastră mai clar acest aspect prezentat până acum, adică din punct de vedere al stelelor lunare care vă influențează direct. Ei bine, pentru șobolan, reintrați într-o perioadă de foarte bun augur, așa cum v-am spus, care va continua aproape zi de zi până luna viitoare, da? Când, sigur, se mai schimbă energiile, cu toate că va fi una tot foarte bună, însă se schimbă energiile zodiei, că o să intrăm pe lună de cal și calul e dușmanul șobolanului, dar nu trebuie să vă impacientați, pentru că și luna iunie o să vedeți că nu este chiar rea deloc. Va trebui doar să fiți atenți la anumite aspecte. Ei bine, luna mai vă va găsi extrem de energic și veți deborda efectiv de energie, pur și simplu foarte eficient în muncă, în tot ceea ce faceți, chiar veți găsi anumite probabil că anumite alte munci, să spunem, în care o să vă băgați și o să vă extenuați posibil. Noi vă recomandăm să nu ajungeți chiar la extenuare. O să realizați probabil pe la mijlocul lunii că ați muncit foarte mult. Nu este nimic rău în asta, pentru că vă va fi recunoscută munca și veți fi apreciați în mod normal, da? Iar oportunitățile chiar vin spre dumneavoastră, trebuie să fiți deschiși doar și să aveți curaj și să le analizați, sigur că da, dar veți putea face foarte multe lucruri, puteți să investiți, puteți să semnați anumite contracte sau anumite, să luați anumite decizii foarte importante legate de viața dumneavoastră. Este o lună foarte bună pentru a se face noi prietenii sau a vă regăsi prieteni mai vechi de care nu mai știați nimic, așa cum să se renoade, să se renoiască niște lucruri și să vă aduceți aminte despre unele chestiuni pe care le făceați împreună în mod plăcut și acum să le și folosiți să scoateți bani din astea. Deci o să fie anumite oportunități de genul acesta la care nici nu vă așteptați. Și e clar că norocul în carieră și în business este cel mai bun, să spunem, și cel mai pronunțat în această lună. Mai așa și așa, mai puțin, să spunem, o să simțiți nevoia de dragoste sau să vă concentrați foarte mult pe acest aspect, practic nu o să prea mai aveți timp și nici poate energie suficientă, cu toate că cei care vor să conceapă un copil, acum este luna lor, aș spune, este o lună bună pentru acest aspect, nu uitați de data de 28 mai, însă până atunci, deci sunt și alte zile care vă sunt foarte prielnice,
Iar pentru căsătorie, nu mai spun, deci este o lună foarte bună pentru căsătorie, pentru nativii șobolan. Pentru cei singuri, chiar au nevoie de puțin ajutor și le recomandăm cocoșul auriu, da, pentru dragoste. Este zodia, se numește Peach Blossom, adică zodia florii de piersic, care vă ajută pentru a vă găsi o relație bună pentru voi, un partener potrivit. Nu uitați, deci, încă o dată, pentru triunghiul de alianță șobolan, dragon, maimuță, zodia de dragoste este cocoșul auriu, da? Eu vreau să vă mai arăt încă o dată amuleta pentru șobolani, pentru a le arăta direcția, deci mai ales pentru șobolanii care totuși încă nu sunt edificați, nu sunt siguri să ce drum să apuce sau ce direcție sau ce profesie sau ce în ce să studieze, ce domeniu să aleagă, da? Ei bine, aceasta este steaua polară sau steaua nordului, da? Care se spune că îți arată direcția, este un simbol făcut inițial pentru șobolani. Anul acesta este foarte, foarte recomandată multor zodii, tuturor celor care nu-și găsesc direcția și desigur că pe spatele ei este mantra foarte complexă, lungă, așa, foarte, deci toată mantra în tibetană inscripționată pe spate, da? Care sigur că ajută și mai mult. Vreau să vă spun că am ajuns la bivolul acesta care este extrem de fericit în mod normal în mai. Ar trebui să se cam înlăture obstacole. Nu uitați de pe cetea pământească, v-am arătat în emisiunea trecută, este cristalul mare galben, da? Cu simbolul inscripționat pe el, este un simbol împătrat, da? Pentru că aceasta este pe cetea pământească. Este steaua și energia care vine pe ei. Ei bine, acum ei pot să facă uz de ea foarte mult. Nu numai asta, dar este și o stea de prosperitate lunară care vine peste o stea de dragoste anuală și cu succes mult și la învățătură. Deci pentru cei care au examene cumva în luna mai sau interviuri sau, nu știu, pleacă în străinătate cu un job sau pot să ia decizii foarte importante legate de acest aspect, apropo, sau se căsătoresc sau se logodesc sau nasc, etc. Deci este o lună extraordinară pentru nativul bivol din multe puncte de vedere, foarte multe șanse care apar. Sunt atât de multe care apar în sens bun, încât și-ar dori ca ei să se multiplice, ca să poată să le cuprindă și să le agațe pe toate. Cam așa este cu energia acestei luni pentru bivol, îi ajută luna de șarpe, șarpele este aliatul lor. Vi se recomandă, și vreau să vă spun chiar pronunțat vi se recomandă, să nu uitați că este o lună extraordinar de bună să vă faceți acest vas al abundenței. Vasul prosperității se mai numește, este același lucru. Avem aici niște baticuri care o să vedeți dumneavoastră la cursurile respective, dacă nu ați fost deja. Se vor așeza, de fapt, deasupra, după ce s-a umplut vasul cu ingredientele, într-o anumită ordine, deci nu se pun aleator, o să se așeze deasupra vasului peste capac. Și acum o să vă mai fac anunțul și la sfârșitul emisiunii. Vreau să vă spun așa, deci vom avea aceste cursuri de vasul abundenței în luna iunie. Vă spun imediat, deci în luna iunie, va fi Marian la Pitești în data de 17 iunie. O să vă dăm la Hotel Muntenia, o să vă dăm toate datele acestea, o să le găsiți la noi scrise pe Facebook-ul nostru România Feng Shui. Există o persoană de contact, atât dânsa cât și noi, suntem datele de contact, cu aceste două cursuri, Feng Shui începători și cursul, seminarul de vasul abundenței, adică cum să-l faceți, cum să-l umpleți, în ce ordine există, va veni cu vasele și le veți avea acolo la Pitești. Apoi, în data de 24 iunie, tot așa se va ține cursul de Feng Shui începător și nivel mediu la Bacău, începând cu ora 10 dimineața, și cu vasul abundenței ulterior, deci în aceeași zi, da? Și veți avea posibilitatea să le achiziționați vasele.
În data de 25 iunie va fi la Iași același lucru, da, tot de la ora 10. Și în data de 1 iulie veți avea aceleași cursuri de Feng Shui începători și nivel mediu și apoi vasul abundenței la Galați. Toate aceste date le veți regăsi, repet, pe Facebook-ul nostru, pe România Feng Shui. Și pe website, o să vedeți, este website-ul nostru de bază unde anunțăm despre consultanță, cursuri și așa mai departe. Este www.feng-shuiworld.com. Am ajuns la Zodia Tigru, care este iarăși foarte bine aspectată. Vreau să vă spun că au o lună genială pentru a privi, în primul rând, așa spre cer, cumva, sigur, banii nu o să pice din cer, trebuie să muncească, însă au o lună de noroc. Precum nativul bivol, aproape la fel de bine aspectați, spun aproape pentru că e totuși lună de șarpe și șarpele nu este cel mai grozav prieten al tigrului, nu e nici dușmanului, dar să nu uităm că e prietenul secret al maimuței, șarpele, da? Deci de asta bivolul este ușor mai bine aspectat decât tigrul, însă să nu uităm că au aceeași stea, da, ca și bivolii. Sunt foarte bine aspectați pe capitolul prosperitate și în carieră, chiar în jobul lor. Muncesc foarte mult, poate mai mult decât bivolii, însă le trebuie mai mult curaj. Deci ei sunt sfătuiți să privească cu curaj și să înhațe aceste șanse care apar cu mai mult curaj și încredere, deci, în sine. Încredere în puterile lor, pentru că, într-adevăr, relaționarea este bună, prosperitatea este, vine către ei și dragostea vine către ei. Deci sunt susținuți, sunt înțeleși, sunt căutați, sunt carismatici și sunt bine priviți. Deci le trebuie și le se recomandă simbolul dublei fericiri. Foarte mult li se recomandă această amuletă. Precum și orice remediu pentru dragoste în general, acesta este simbolul dublei fericiri, da? Cu nodul mistic tibetan, este foarte, foarte frumos. Ce poate? Această amuletă vine cu o șansă spre iubire, pentru cei care nu au găsit-o, spre un partener potrivit și spre o relaționare mai bună în cuplu. Le dă putere sectorul de nord-est, acest lucru este clar și trebuie foarte bine aspectat și curat și ordonat avut în casă și la locul de muncă. Pentru nativul iepure este o lună absolut foarte bună dacă sunt puțin atenți, pentru că se creează un hotu, deci este de bun augur, cu o poziție mai înaltă socială poate să apară, sau o propunere de afaceri, ceva neașteptat în sensul bun va fi, sau o propunere de a primi, să spunem, un job în alt oraș sau în altă țară, pentru unii dintre ei, care sigur că li se va părea de bun augur sau ar trebui să li se pară și să cântărească lucrurile foarte bine și să nu spună nu din prima. Asta ar fi sfatul meu. Dacă pot să fie dislocați, să spunem, din locul lor de bază din care s-au obișnuit, nu-i nimic, este ceva spre mai bine din punct de vedere al unei poziții, la locul de muncă, mai înalte și chiar cu bani mai mulți. E adevărat că este foarte slab aspectat la capitolul comunicare, iepurele, s-ar putea să nu prea aibă răbdare sau să se simtă mai nervos sau să se enerveze la ceea ce li se spune. Atenție că acest job mai bun sau poziție mai înaltă poate să vină cu o mică ceartă în cuplu, adică partenerul, într-un cuvânt, să nu vă înțeleagă, să nu înțeleagă de ce spuneți da unui nou job sau de ce plecați dintr-un oraș. Deci va fi cu un mic sacrificiu posibil. Pentru cei cărora li se întâmplă, sigur, nu toți iepurii acum vor primi toate laudele din lume, dar există această șansă să se pună bazele în această lună și trebuie să fiți foarte atenți. Eu aș spune să fiți atenți în sensul bun să nu spuneți nu din start, pentru că apare o anumită șansă și șansele astea nu vin clar nici în fiecare lună,
Mai ales că iepurele nu este cea mai bine aspectată zodie din zodiac anul acesta, pentru că sunt flancați de aceste energii ale celor trei ucideri. Și iată, acelea vin cu procese posibile, cu lipsă de răbdare, în primul rând, cu enervări, cu fie lipsă de comunicare, fie probleme de certuri, de trădări, de neînțelegeri. Deci cam asta ar fi tendința anuală. Și iată că luna aceasta se cam accentuează această problemă strict, pentru că este o stea lunară 3 a certurilor. Deci vine aceasta, dar vine peste, vine peste o energie 8 a prosperității, care, sigur, aceea este o energie de bani, însă se bat cap în cap și, sigur, ele creează hotul, adică un aspect foarte bun, dar cu mici precauții pe care noi vi le spunem acum, pentru că n-aș putea să nu vă atrag atenția totuși. Adică nu pot să vă spun că totul este chiar foarte roz, va fi probabil cu o mică plată, să-i spunem. Dar nu e nimic, nu e nimic de îngrijorare. Nu uitați că remediul cel mai bun pentru voi luna aceasta în estul casei sau în estul dormitorului chiar, așa, este placa celor trei celești sau statuetele cu cei trei celești. Și avem aici, o să vă arăt imediat, la sfârșitul emisiunii vi arăt, îi trec pe toți în fața camerei să puteți să-i vedeți din nou. Sigur că sunt prezentați în multe emisiuni, însă în cazul în care nu ați urmărit celelalte din urmă, o să vi le arăt. Pentru ei mai este și amuleta celor trei celești, deci puteți să purtați amuleta, chiar vi se recomandă zi de zi, în luna mai, să aveți acest ajutor. Nu mai spun că colegii și sau șeful sau și unii și alții s-ar putea să nu prea vă înțeleagă sau să nu prea, cu toate că șeful v-ar propune o poziție mai înaltă, în același timp pot să apară niște răzmerițe. E bine să păstrați relațiile foarte line și netede, cum se spune, cu ei. Încercați să, dacă e nevoie, chiar să faceți cât un mic compromis, să mai tăceți câteodată. Oricum, voi sunteți o zodie de diplomați și este bine să așteptați, să stați în expectativă și o să vedeți că se întâmplă și lucruri bune. Bun, am trecut la zodia Dragon, care are o lună genială. Deci norocul îi se îmbunătățește, ce avea el un an bun, dar iată că luna aceasta este chiar foarte bună. Este o lună în care ei se și dezvoltă în plan spiritual, există acest potențial pentru cei mai mulți dintre ei. Totul este să fie deschiși, să-și dorească acest lucru. Este o lună foarte, care se poate fructifica, o lună din care ei pot să iasă învingători, cu multe, cu foarte multe, sunt ajutați, pot să ceară ajutorul, îi ajută și ei pe ceilalți, dar acum este momentul în care, într-adevăr, ei sunt cei care au norocul, ei sunt cei care se pot ajuta pe ei înșiși, de fapt, și e bine să nu uite acest lucru, că mai trebuie să se mai ajute și pe ei, nu numai pe alții. Au un hotu minunat, cum vă spuneam, pe sectorul lor, între două stele favorabile, deci ele oricum amândouă sunt foarte bune. Este o stea anuală a multiplicării, dar o stea bună la bază și o stea minunată lunară, care le aduce dragoste, le aduce posibil o nouă relație, dar foarte bună. Atenție că ei sunt mai impulsivi și mai dau cu piciorul așa, din cauza impulsivității, le judecă prea repede și cumva poate judecă un om prea rapid, fără să cunoască anumite aspecte din fundal, să spunem, și de asta este bine să fie puțin atenți la cum relaționează, să nu fie prea impulsivi. Au energie multă și foarte multe idei bune. Deci, atenție, intuiția este la maxim luna aceasta. Deci, chiar nu se mai întâlnesc cu o astfel de lună care să le dea intuiție, să le dea inspirație foarte multă. Pot să vă spun că nu este nimic în neregulă dacă mai ieșiți pe la câte o petrecere, prin vreun club sau ce vă face dumneavoastră plăcere să petreceți. Chiar se recomandă să vă înconjurați de energie yang. Deci de zgomot, de muzică, petreceri, să vă întâlniți cu mai mulți prieteni odată,
să comunicați mai mult, chiar vi se recomandă, pentru că este o stea, o energie care asta va aduce lucruri bune. Deci dacă procedați așa, vă influențați viața în bine. Este iarăși recomandat să nu uitați că există elemente de protecție, există aceste remedii. Dacă cumva simțiți că sunt oameni foarte invidioși pe voi, o să se poată întâmpla acest lucru pentru că o să fiți mai veseli luna aceasta și creați cumva anumite gelozii, anumite invidii sau știți cum sunt unii care niciodată nu știu să zâmbească și cum se spune că le miroase urât tot timpul. Ei bine, acești oameni, dacă vă zăresc, s-ar putea să nu vă înțeleagă și chiar să ajungă să vă invidieze, să spună, uite, ăla ce fericit e așa din senin al naibii el. Deci există aceste remedii de protecție care sunt oglinzi de protecție. Deci puteți să ne mai întrebați, sigur că Facebook-ul nostru este deschis. Singurul lucru este că vreau să vă rog încă o dată și eu am mai făcut apel, dar destul de delicat, spun eu. Și n-aș vrea să fiu foarte dură pentru că sunt unii puțini, adevărat, care ne critică că de ce nu am răspuns atunci, în momentul acela, la telefon sau la mesajul respectiv sau, mă rog, au chiar niște comentarii total aiurea. Chiar nu putem. Deci chiar vrem, dar nu putem. Deci pentru că noi suntem doar doi. Când, de exemplu, Marian mai pleacă, rămânem doar în unul, da? În țară, de exemplu, care mai are și altele de făcut, deci nu doar să răspundă la telefon. E adevărat că dacă eu aș avea un ajutor, cum mi-a sugerat cineva, probabil că ajutorul acela, dacă v-ați gândit, n-ar ști cât le știu eu, deci n-ar putea să vă ajute foarte mult și atunci tot la mine ajunge totul. Ei bine, și atunci vă spun eu că chiar dacă dorim, ziua are doar 24 de ore din care o mai și dormim câteva doar, asta e. Sigur că atunci când putem, dăm un SMS, sunăm înapoi, dacă s-a fost cu ghinion și n-ați putut răspunde, asta e, ce să facem. Deci încercăm și noi să facem tot ce ne stă în putință, credeți-ne, ca să putem să acoperim cât se poate nevoile oamenilor care într-adevăr sunt în anumite probleme și au anumită nevoie. Da? Sincer, pe Facebook este mai greu, cu SMS-uri este mai ușor, pentru mine cel puțin, da? Deci SMS-urile sunt, le văd mai repede, atâta pot să vă spun, dar aș vrea tare mult să vă rog, deci nu cu stupizenii, oameni buni, pentru că pur și simplu vin unele mesaje de genul